Ești cam sensibil azi. Pune și tu niște pâine la prăjit. Ce are, mă, prăjitorul să-i stricat? Ce are asta, mă? Mai iau niște brânză până una altă, poate să fac. Nu trebuie, mă, lasă-mă un pic. Robert a vrut un scenariu pe maturizare, ceea ce implica un final mult mai lung, în primul rând, și care mie mi se părea foarte sec și fără niciun fel de twist. Și nu... filmul devenea liniar. Era liniar, 100%. Și cumva personajul, tânărul, făcea exact ce te așteptai să facă. Și Vasile Onica și Dragoș Olaru, doi actori pe care i-am găsit, cu Vasile voiam să lucrez de un an și ceva, îmi propuneam să am un proiect împreună cu el. Și el mi-a propus să-l invităm și pe Dragoș, lui s-a părut potrivit, pe Dragoș Olaru. Și a fost, ca să zic așa, o întâlnire admirabilă, efectiv. Au venit, au văzut scenariul, le-a plăcut și a fost, și aici din nou e meritul lui Robert, un text foarte... natural, foarte fluent, care ei spuneau, știi, că Dragoș cel puțin spunea mereu că e foarte ușor de reținut și cu cuvinte care îți vin în mod natural, situația fiind felie de viață, ceea ce numim normal felie de viață, scris foarte bine, cu verb. Și i-a ajutat foarte mult și în felul ăsta ei au putut să învețe textul rapid și după aceea... Bine, am avut parte de toată bunăvoința din partea lor, am repetat vreo 4 luni de zile intensiv, de 4-5 ori pe săptămână. Și în ultima perioadă, chiar zilnic, ultimele 2 săptămâni înainte de filmare, fiind filmare de platou, unei ATC, știind că sunt doar 4 zile de filmare, cu probleme, etc., mă rog, i-am rugat ca atunci când ajungem să fie totul perfect, să meargă uns. Și repetițiile le-am făcut la mine acasă, în bucătăria mea. Și că atunci când am construit platou, am încercat să fac o replică cât mai fidelă a bucătăriei de la mine de acasă, în platoul unei ATC, ca ei să se simtă cât mai aproape de spațiul în care au repetat. Trebuia să se trezească la realitate. Și după ce a început Cristi să lucreze cu actorii și după ce am văzut First Cut, mi-am dat seama că a făcut o magie și a întors lucrurile într-un fel foarte fain, că personajele au ajuns să aibă aceeași greutate și cumva să te regăsești în amândouă. Adică, de fapt, e același personaj acolo. E un om în dezvoltarea lui în două etape diferite. Când a ajuns la o statură și mai jos când era mic, puțoi și nu știa ce vrea de la viață. Eu când am citit scenariul, mi-am dat seama că de fapt sunt două personaje care nu sunt două personaje, este un singur personaj. Vorbeam cu DOP-ul, cu Tudor Platon, am zis să încercăm să facem un singur cadru tot filmul. Din rațiuni strict tehnice, nu am putut să filmăm un cadru de 15 minute, 16, filmul are 16 minute. Nu am putut pentru că nu ne permitea spațiul fizic de joc. Și atunci, mă rog, am optat pentru varianta în care îl vom face foarte decupat, foarte alert, cu multe tăieturi, dar am ținut neapărat să fie filmat handheld, pentru a avea o naturalețe cât mai mare a mișcării personajului, pentru a avea dinamica aceea a scandalului cu ghilimele pe față, e un scandal acolo. Oamenii, pe măsură ce încep să se certe, să evolueze în polemica aia lor, camera trebuia să fie foarte maleabilă și filmând într-un spațiu mic, într-o bucătărie, între patru pereți, era varianta în care stai cu camera fixă și nu se întâmplă nimic, sau îl decupezi și filmezi handheld și atunci lucrurile au totuși tot o altă dinamică. Filmul ăsta a fost gândit de la bun început ca fiind filmul de absolvire al meu,
și știam clar că va fi în platoul unei ATC, știam care sunt condițiile din platoul unei ATC și atunci am spus două personaje, o cameră, totul se întâmplă, sau mă rog, preponderent acțiunea se întâmplă acolo. Nu am gândit un spațiu care să-i adune și să-i țină, nu. Pretextul este, dacă vrei, în prăjitorul de pâine. Iar spațiul am folosit, puteau să se certe foarte bine și în sufragerie. O, știi ceva, mă? Am crezut că înțelegi ceva, dar nu înțelegi nimic. A, tot eu nu înțeleg, mă? Păi nu înțelegi, mă. Eu stau singur în casa aia în fiecare noapte, știi tu cum e? Da, mă, dar nu tu ai vrut să rămâi acolo singur? Nu ți-am zis să vii să stai cu noi în perioada asta? A fost alegerea ta în pana mea. A fost, mă, alegerea mea. Dar nu e ușor. Da, nu e ușor. Dar ce vrei să zic? Să te consolez, să spun că trece? Nu trece. Avem un prieten comun care este etnograf și care se ocupă, culmea, de research pentru advertising. Respectiv, vin la el, de exemplu, producătorii de bere și îl trimit în teren și el face, ne-am dat noi seama că asta ni s-a părut foarte interesant, etnografia secolului 21 s-a transformat în research pentru branduri, pentru advertising. Dar, în esență, el face munca lui Petre Inspirescu, se duce și adună insight-uri de la oameni, se plimbă prin țară, prin tot felul de comune, tot felul de localități. Am zis, haide să facem un mic documentar cu iz așa de portret despre ce face etnograful secolului 21. Pentru școală lucrez la un... Avem un proiect comun, vrem să facem un lung metraj pe care să-l spargem în mai multe bucăți. Sunt anul întâi la master și vreau să filmez o parte din acest viitor lung metraj în cadrul unei ATC. De fapt, două părți, una în anul întâi și una în anul doi. Când am lucrat la prăjitorul de pâine cu Vasile Onica, Vasile este din Republica Moldova și este venit aici în România de vreo 12 ani, dacă nu mă înșel. Și el mi-a propus să facem un film documentar inițial, să merg cu el în Republica Moldova și să vedem acolo cum e viața, cum sunt, să-i cunosc prietenii, să vedem că mi-a explicat el o altă lume, sunt altfel, mă rog. Și eu zic, mă, dar n-ar fi mai bine să încercăm să facem un film bazându-ne pe povestea asta a ta reală? Și în felul ăsta l-am transformat pe Vasile într-un personaj. Și acum urmează să facem un film despre doi frați, unul tânăr actor la București și celălalt în Republica Moldova, vine în vizită la el.